Spectacolul Central Park West va străluci pe scena teatrului Anton Pan. Este o comedie americană, iar textul scris de marele actor Woody Allen, prin stilul său inconfundabil, îi va face pe actorii teatrului Toma Caragiu din Ploiești să-și valorifice talentele pe scena teatrului Vâlcean. Astfel, toți iubitorii de teatru sunt așteptați din 3 mai, începând cu ora 19, să vizioneze o comedie savuroasă. Teatrul Anton Pan, în cadrul programului Teatrul Anton Pan prezintă, vă invită duminică 3 mai la un spectacol invitat. Teatrul Toma Caragiu din Ploiești va fi prezent la Râmnicu Vâlcea, pe scena mare a Teatrului Anton Pan, unde va prezenta o comedie care se numește Central Park West și după nume, e clar că este o comedie americană, este un text scris de un foarte cunoscut actor și regizor de film american, Woody Allen, care are un stil inconfundabil, o comedie, așa cum Teatrul Anton Pan nu are în repertoriu, aceasta este și ideea invitării acestui spectacol, în completarea repertoriului pe care îl prezintă Teatrul Anton Pan. Trebuie să spun câteva cuvinte și despre trupa acestui spectacol, care este formată dintr-o vedetă, este vorba de Andy Vasluianu, actor care are peste 30 de filme la activ, seriale TV și spectacole de teatru. Împreună cu el, pe scenă, va apare și Diana Roman, actriță care este formată în Râmnicu Vâlcea, care a debutat pe scena Teatrului Anton Pan încă de când avea 5 ani, alături de echipa Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, formată din ceilalți actori foarte cunoscuți și care joacă acest spectacol cu mare succes la Ploiești. Este deci o comedie care vă va îmbogăți și bucura în aceste zile de sărbătoare muncitorească. Deci, duminică vă aștept să vedeți un spectacol frumos, cu un decor frumos, cu actori foarte buni, pe scena mare a Teatrului Anton Pan. Biletele costă prețul întreg 25 de lei pentru că este un spectacol invitat și cu preț redus 10 lei. Deci, duminică 3 mai la ora 19, Central Park West, Woody Allen, Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, în sala mare a Teatrului Anton Pan.